A treia noastră dimineață în Madeira. Și am luat-o spre est. Ieri cred că am văzut cel mai frumos și mai consacrat traseu de drumeție de aici din Madeira. Să rântoți ăștia de aici din Madeira au reușit să-și facă drum rapid de-a lungul insulei. Au făcut tunele pe aici de treci. Cumva așa, creste de munte până în mare și fiecare creastă tot tăiată și făcut tunel. Și ieșim dintr-un tunel de nu știu câți kilometri, intrăm într-un giratoriu, ieșim din giratoriu și intrăm în alt tunel. Drumeția numărul 2 din Madeira. Deci, ăștia au niște cărări, nu știu ce înseamnă exact levada. Fostele canale de irigație de pe insulă. Sau de colectat apa. Da. Na, și până acum n-am văzut levada, am văzut traseul ăla de ieri, super fain. Și acum facem prima levadă și mergem la levada celor 25 de izvoare și cascada Risco. Și am făcut până acum 2 km în jos și mai avem 2 jumate încolo până la izvoare și mai vedem noi pe ce prin pădure. Cam așa arată o levadă uscată. Dar e liniște. Am ales să facem drumeția asta pentru două obiective. Este o cascadă. Aici am ajuns la bifurcație. Este o cascadă, Risco, și o lagună cu nu știu câte izvoare, e 25. Și acum mergem de la bifurcații, mergem la cascadă, să vedem minunea. Și arată bine. Așa e canalul, de colectează apă. Vine apa de pe pereți. Ui, vezi? Curge apa de pe pereți. Colectează în canal. Și se duce. Așa adună oamenii ăștia apa aici, pe insulă. Care este cam puțină apă aici. Uite cum vine apa. Orice picuri de apă se adună. Dezvirginăm și noi levadele din Madeira. Uite ce fain au făcut ăștia cărare ca să poată să colecteze apa și are dublu utilizare, dublă utilizare, și cărare și acumulare de apă. Ioi! Este tunel care se duce, uite tunel acolo, și pe sub cascadă ieși în partea aia. Ne întoarcem de la cascadă. Uite cum au făcut ăștia toate cărările, sau cel puțin mare parte din cărările de la drumețiile de aici. Sunt pavate și cu trepți. Până acum, pentru noi, insulele erau chestii de te duci pe insulă, iei o barcă, te duci pe mare,
stai pe plajă, bei un vin, picioare nisip, din astea. Am venit pe Madeira cu niște gânduri, nu știu ce gânduri, dar am venit cu niște gânduri. Dar se pare că Madeira nu este insula aia clasică. 25 Fuentes. Madeira este pentru drumeții, la greu. Urcăm, coborâm, urcăm, coborâm. Mai avem 2 km până la Fuentes. Ce aranjament a tras așa mai noi. Nici Levada nu mai e ce-o fost. Aia plină de buruieni. Nu-i chiar junglă, dar e pădure, dar știu. Au amenajat tot aici. Colectează toată apa. Mai avem 2 km și am ajuns la punctul maxim. Din Levada 25 Fuentes. Grijă la cap. Apa aici e ușor. Înseamnă că nu mă atrept să iasem. Aici e ușor, dar la întoarcere să vedeți un dragon 100... și o dragoniță. Avem 100 de trepte de urcat. Nu, mai mult un pic, cred. Nu mă urcăm, la întoarcere nu mă urcăm până la mașină. Dacă vii pe traseul ăsta, cumva atingi 3 obiective. Odată drumeția în sine, Levada 25 sau cum se cheamă Fuente. Asta, alea asta care colectează apă, cascada și acum izvoarele unde mergem. Tot mai îngustă. Nici un strop de apă nu pleacă pe vale. Tot ce colectează de acolo vine aici. Da. Toată apa care vine din râu, o colectează, o duce. Nu pleacă nimic în jos. Even when it's raining, the sunshine is still here. Fine, spus. Am reușit să bifăm cele 3 atracții de aici. Levada, pe care am mers o bucată. Cascada și izvoarele alea cu a doua cascadă. Nasolul e că la începutul excursiei mergi pe asfalt 2 km și ceva și la final acum lurgi. Trebuie să urcăm până acolo sus. Sunt ultimii 2 km, nu mai avem chiar 2. Și bifăm 13 km de mers. Wow, până la prânz. Până la prânz. Da. Dar am avut noroc. Timpul ne-a ajutat, vremea faină. Pentru că urmează să vină ploile pe insulă. Dar vom vedea cum vom combina ploaia cu drumeția. Și acum să mergem să ne luăm
Ferrari-ul de la Fiat. Da, da, da. Nu, uite drumul cum merge pe aici. Da, pe jos. Na, mai spun da. Microbuzul. Vine microbuzul. Te ia lumea. Minibus everyday de la 10 la 18. Da, trebuie să sun la numărul ăla. 3 euro dus întors, 2 euro one way. După ce ne-am terminat excursia la Levada, ne-am mai avut destul de mult timp la dispoziție. Așa că am hotărât să trecem cu mașina în partea de nord, nord-vest a insulei și am descoperit superbul Porto Moniz. Nu are rost să vă descriu și las imaginele să vorbească de la sine. Mica și atracție Porto Moniz, uite ce scrie aici. Merită din plin să vii într-o zi în care și însorit. Uai, naturale în stâncă, o turnată ăștia ciment, au făcut niște baraje aici, apa vine când îți valuri și se umple în piscina asta naturală, inclusiv pești sunt acolo. După ce am terminat cu Porto Moniz, am plecat pe coasta de nord a insulei. Așa cum am arătat la început, sunt creste de munte, au făcut tunel, un giratoriu se ieși în localitate, alt tunel, alt giratoriu și tot așa. Dar pe alocuri se păstrează drumul vechi, drumul care mergea pe marginea muntelui. Acum o bucată din drum, de exemplu, este practicabil și poți să o faci și o să vedeți în episoadele următoare ce minunăție ascunde partea asta de drum. Unele drumuri sunt la risc, adică tu poți să mergi, nu este închis, dar sunt pietre și cad și poți să mergi pe acolo, dar pe cont propriu sau pe riscul propriu și sunt drumuri care sunt închise. Din păcate, un drum din ăsta care este închis acum cu poartă și cu tot ce trebuie, cumva camuflează cascada Bridasville, îmi pare rău cu pronunția în portugheză, nu mă descurc, deci este o cascadă care curge direct în apa mării. Am continuat de la cascadă și am ajuns la, eu nu spuneam, Seychelles. Seychelles este stațiunea. Aici e plaja. Da? Da, da, aici. Hai să vezi. Vezi plaja? Ah, da, clar. Asta e plaja din Seychelles. Nisipul negru din Seychelles. Excursia noastră s-a terminat pe coasta de nord, cel puțin în ziua asta, la São Vicente.
dau un sfat. O să vă dau mai multe sfaturi, dar unul din ele este să vă luați o ventuză de parbriz, ca să vă puteți pune navigația de pe telefon. Și de acolo am trecut înapoi toată insula peste munte, înapoi unde am avut hotelul. Dragii mei, sunt curios cum v-a plăcut ziua de astăzi din Madeira. Dacă v-a plăcut, dați-mi și un like. Lăsați și un comentariu cu impresia voastră din ce v-am prezentat în excursia de astăzi. Și dacă merit, abonați-vă ca să nu ratați și următoarele postări, atât din Madeira, cât și din alte locuri faine pe care le-am vizitat. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!